Tic-tac, țiganela, pac. Câți din voi, dragii mei, mai țineți minte ale copilăriei jocuri de vecina cu minte? Când Virgina de la trei, de altă sorginte, în spatele blocului, vă lăsa fără cuvinte. De cartierul nostru, plin de praf și sărac, unde, după ploaia mare, se forma un lac și broscuțele din iarbă cântau wap, wap. Vecina noastră mânca covrigi cu mac. Și-apoi jucam toți țic-țac, țiganela, pac. În timp ce vecina îl făcea ghem pe drac. Ne arăta toți nurii, făcea prostii vrac, de ne fierbeau creierii și făceau țac. Nu avea săraca fată, tată, la fund să o bată. Murise pe front, în războiul de altă dată. Crescuse în fața blocului, cam deșelată. La gură și la maniere, maxim de spartă. Mințea pe toți, spunea că ea e grecoaică. Mergea și cu labele desculță prin baltă. După negrul dintre degete era nespălat. Colac pe pupăză, cică cânta și făcea artă. Cu cheia de gât a crescut, exact ca vaca. Maică sa pleca în zori și lucra la apaca. Avea salariu foarte mic și instabil, săraca. De mâncat seara, mai nimic, caca, maca. Ca fetele mondene,
de cartier, de teapa ei, se dădea artistă. Îmi mințea pe toți, vrei, nu vrei, că ea a compus și poezia hit, Pupăza din tei, că are casă mare de lux în cartierul de ovrei, că ea provine din Grecia, din buricul Atenei, și juca în labele goale, țic-țac, țiganela, pac. Pe Olimp păștea măgarul, îmbrăcată în frac. Avea o voce groasă și gâfâită, ca de brotac. Ca o lăcustă neagră, se îmbrăca ca un drac. A cumpărat bilete la avion, curse low cost, să se pozeze cu istoria Atenei ca un prost. O lună nu a mâncat și a ținut un negru post ca să facă poze slim în Grecia fără un rost. Cu chipul ei de quasi-modă, pocit și anost, și ochii cruciși, ca o combină frigo no frost. La naiba, cine a pomenit o vreică la Babilon sau o țigancă în labele goale prin Partenon? Ce se trage din familie antică, de mare baron. Dar nu are bani să cumpere o conservă de ton. A făcut poze cu toți DJ-ii anonimi de etnie, din grandomanie, poate chiar din prostie, dându-se manelistă de top, altă grozăvie, și star de cinema, din Ghighiu, în țigănie, se afișa cu interlopi la kebab pe datorie. Cum se umflă grotesc cu o mega porție. Până a doua zi, dimineața, foamea să-i ție. Când iese să cumpere cartofi din prăvălie. Postează pe Instagram cartofi de un gram, borșiturile ieftine, grămadă
puse amalgam, etalând talentul de bucătăreasă pandemică. Din izolarea de 2 săptămâni autoimpusă, gătind mâncare proastă, harnică și supusă, stârnind oprobiul public pe pagina grețoasă, jucând toată ziua piesa Țic-țac, țiganela, pac, luând la mișto și moartea în negru parpalac, îmbrăcată în roz, pe pielea neagră de aurolac. De îngrozește noaptea toate broaștele din lac. Să vezi ce clipuri trendy pune pe YouTube de influenceriță școlită prin localurile pub. Toate pozițiile răufamate, lascive, incestuoase, se poate spune chiar penale sau periculoase, prestând munci grele, grețoase și înjositoare, dar pe măsura portofelului și pentru fiecare. Nu degeaba îi spun amicii Țic-țac, țiganela, pac. Pentru o sumă mică te trezești cu virgină în pat. Își joacă rolul de amantă perfectă la poziția sculat. Artistă de top în scenariul Țic-țac, țiganela, pac.